Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit taroscopul săptămânii 7-13 decembrie 2020. Până când amestec eu cărțile, vreau să vă spun câteva noutăți. În primul rând, dacă nu ați văzut deja, uitați-vă la videoul pentru România, da, etalarea de tarot care am făcut-o de 1 decembrie pentru România și pentru românii de pretutindeni. Este o etalare în care scot predicții pentru perioada 1 decembrie 2020, 1 decembrie 2021. Au ieșit niște mesaje foarte interesante acolo pe care ar fi bine să nu le ratați. Videoul este aici în colțul din dreapta sus, dacă vă interesează puteți să dați click acum sau dacă vreți să-l vedeți la finalul videoului, o să fie acolo în cardurile de descriere de la final de asemenea. O altă noutate, am pornit un grup pe Facebook unde vreau să ne putem întâlni, să creăm comunitatea aceasta și în spațiul Facebook. Acolo o să pun materiale în fiecare zi, o să vă dau link-uri către articole care mie mi se par interesante, o să pun și materiale mai degajate, mai amuzante, umoristice, ca să degajăm puțin energiile momentului, pentru că acest final de 2020 va fi într-adevăr foarte încărcat și plin de evenimente astrale. Grupul de Facebook se numește Astrologie Oracol Tarot România, vi l-am lăsat și în descriere sau puteți să-l găsiți acum aici în colțul din dreapta sus pe ecran. Pentru toți cei care aveți nevoie de informații suplimentare, de ghidare suplimentară, până la finalul anului 2020 ofer etalări de tarot gratis, fără niciun cost pentru voi, bineînțeles în limita timpului disponibil. Fac cam o consultație pe zi, mai mult de atâta nu-mi permite nici energia, nici timpul la momentul actual. Dacă vă doriți, puteți să mă contactați fie prin grupul de pe Facebook sau pe adresa de mail contact@zania.ro. Bun, și acum hai să revenim la oile noastre, o să începem cu această etalare. Nu uitați că este una generală, luați din ea doar acele mesaje care se aplică pentru voi. Dacă nu rezonați cu mesajul, treceți mai departe, ignorați-l, pur și simplu nu era pentru voi la momentul actual. Chiar dacă etalarea este făcută pe zodie, e important să asculți atât pentru zodia ta, cât și pentru ascendent, lună sau orice aglomerare de planete ai într-un semn zodiacal. Ca de obicei, nu uita că eu nu prezic viitorul, viitorul este în mâinile tale, eu doar interpretez potențialul energetic al acestei săptămâni, îți dau o hartă astfel încât să poți să iei decizii informate. Bun, și pentru că soarele este încă în zodia săgetătorului, vreau să le urez la mulți ani tuturor celor care o să-și serbeze ziua în această săptămână și, ca săptămâna trecută, o să începem cu etalarea pentru zodia săgetător. La rădăcina săptămânii avem aici șaptele de săbi, o săptămână în care trebuie să ne depășim neîncrederile și fricile, pentru că intuiția noastră o să ne ghideze pe calea cea bună pentru fiecare dintre noi. Fiți foarte atenți la lucrurile pe care vi le transmit copiii, chiar și bețivii, de ce nu, da? Pentru că, cum e zica, la bețivii și copiii nu mint niciodată, da? Fiți foarte atenți la aceste mesaje, la aceste lucruri care ies din gura unor oameni pe nepusă masă, pe nepregătite, pentru că vor fi toate mesaje importante. Da, săptămâna aceasta e foarte important să vă ascultați instinctele, să vă urmați intuiția și să aveți încredere în voi înșivă. Bun, și acum hai să începem cu etalarea pentru săgetători. Pentru săptămâna 7-13 decembrie 2020, wow, doiul de săbi. Foarte multă energie aeriană aici, vedem că săgetătorii se pregătesc intens pentru evenimentul astral care urmează pe 21 decembrie, da, pentru marea conjuncție Saturn-Jupiter, care va avea loc pentru prima oară în peste 1200 de ani într-un semn de aer învărsător. Săptămâna aceasta săgetătorii au ocazia, oportunitatea să treacă peste un blocaj mental, dacă își ascultă intuiția, bineînțeles. Aici săgetătorii sunt blocați de mult timp, trec prin acest blocaj, probabil de când nodul sud karmic, Ketu, a intrat în zodia lor în primăvara acestui an.
Și săptămâna aceasta vine punctul culminant, momentul în care săgetătorii trebuie să iau o decizie. Puteți să vă consultați cu cât de mulți oameni considerați voi că este necesar, dar la urma urmei decizia va fi a voastră și trebuie să vă asumați. Și sfatul meu pentru această săptămână este neapărat să vă ascultați intuiția, să vă ascultați vocea interioară care vă ghidează. În ce direcție vă ghidează? Vreți să rămâneți blocați în trecut sau să mergeți către viitor? Decizia este în mâinile voastre. Aveți liberul arbitru și acum este săptămâna, este momentul în care trebuie să demonstrați exact ce sunteți capabili să faceți cu această libertate de decizie cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru săgetător, pentru nativii din săgetător, cei care aveți ascendentul sau luna natală în săgetător, pentru săptămâna 7-13 decembrie 2020. Doiul de cupe. Da, probabil o parte dintre săgetători vor trebui să ia o decizie în dragoste, fie în relația cu partenerul, partenera de viață, sau dacă sunteți singuri, în ce vă doriți de la un viitor partener, parteneră, unde vă puneți singuri piedici, unde vă puneți singuri bariere mentale, poate chiar fizice, emoționale, care vă opresc de la a avea această relație perfectă de doi de cupe. Unde vă puneți singuri piedici? Dacă aveți deja relația perfectă, dacă ați întâlnit deja acest doi de cupe, acest suflet pereche în viața voastră, fiți foarte atenți să nu vă autosabotați și să nu stricați această relație cu care v-a înzestrat Universul. Dacă sunteți singuri, iarăși, unde vă autosabotați? Ce comportamente, ce gânduri, ce acțiuni de ale voastre vă țin departe de acest vis, de această relație perfectă? Puterea e în mâinile voastre, decizia e în mâinile voastre, asumați-vă, pentru că dacă nu vă asumați deciziile pe care le luați, dacă nu vă asumați acțiunile pe care le faceți, zi de zi, minut de minut, clipă de clipă, atunci, într-adevăr, veți avea un destin foarte trist, pentru că vă lăsați la mâna Universului, la mâna oamenilor din jurul vostru. Practic, săptămâna aceasta pentru voi este momentul în care trebuie să hotărâți dacă vă asumați responsabilitatea pentru propria voastră viață, pentru propria voastră direcție în această încarnare, sau vă lăsați așa purtat de val și ce-o fi, o fi. Sfatul meu este să vă asumați, să vă responsabilizați. Soarele este în zodia voastră, strălucește asupra voastră, aveți toate elementele necesare ca să ieșiți învingător din această situație. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această energie. Dacă v-a plăcut interpretarea mea, dați un like, share, subscribe la videourile mele, chiar mă ajută foarte mult interacțiunea cu voi. Ne vedem pe grupul de Facebook și acum hai să trecem mai departe. La zodia Capricorn, pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de planete în Capricorn. Wow, pentru voi a ieșit treiul de monede, cartea de colaborare, de muncă în echipă. Capricornii săptămâna aceasta o să-și găsească acei parteneri în afaceri, în dragoste, în prietenie, de ce nu, care au acele abilități și competențe complementare abilităților și competențelor nativului din Capricorn, da? Veți găsi acele persoane care se completează cu voi ca un puzzle, astfel încât împreună să puteți să creați un proiect, o experiență, o aventură, un lucru absolut superb, ieșit din comun. Atunci când întâlniți acești oameni, ascultați-vă instinctul. Pentru că această colaborare este posibil să vină cu nevoia ca nativul din Capricorn să renunțe la o parte din controlul care este atât de drag și atât de aproape sufletului său. Ca această colaborare să funcționeze, trebuie să vă dați seama că toți membrii echipei sunteți pe picior de egalitate și uneori voi veți fi cei care sunt în control, alteori trebuie să lăsați controlul unor persoane care sunt mai experte, mai experimentate pe domeniul respectiv. Știu că este greu pentru voi, dar cu siguranță ultimii ani nu au fost ușor pentru Capricorni. În ultimii 2 ani Saturn va tranzita zodia și a restrâns totul ce ține de Capricorn și de zodia voastră. Saturn a făcut mai mic, mai restrâns, mai puțin.
Ei, acum din 21 decembrie, Saturn și cu Jupiter împreună așa de mânuță amândoi pleacă din zodia voastră, se mută în Vărsător și vă eliberează de o parte din această tensiune pe zodia voastră nativă. Și cu această pregătire, cu acest ultim tranzit al lui Saturn și al lui Jupiter prin zodia voastră, vă dă acest dar, vă dă acești colaboratori, acest grup de prieteni, această echipă în care vă puteți încadra. Bineînțeles, dacă sunteți dispuși să faceți anumite sacrificii. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru Capricorni. Avem aici 8-ul de săbii, da? Exact ce spuneam. La voi, la Capricorni, este foarte important să renunțați la frici, pentru că aceste frici vă domină, vă țin aici legați, vă țin aici blocați și pentru voi varianta cea mai simplă de a vă arăta dominanța și puterea este să dețineți controlul, să controlați lucrurile până la cel mai mic detaliu. Ori săptămâna aceasta se cere să renunțați și să aveți încredere, da? Voi aici sunteți această persoană legată la mâini și la ochi, dar aveți picioarele libere. Și săptămâna aceasta pentru Capricorn va fi ca un joc din acesta în care oamenii care sunt de partea voastră, în echipa voastră, vor încerca să vă dirigeze ca să navigați aceste 8 săbii pe nevăzute. Ei vă vor dirija un pas la dreapta, unul la stânga, mai repede, mai încet, mai înainte, mai înapoi, da? Vă vor spune exact cum să navigați acest traseu, dar voi sunteți legați la ochi, sunteți legați la mâini. Trebuie să aveți încredere. Încredere în oamenii din jurul vostru, încredere în oamenii din echipa voastră, pentru că altfel lucrurile nu au cum să iasă bine pentru Capricorn. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică acest mesaj pentru voi. Dacă v-a plăcut interpretarea mea, lăsați-mi și un like, un share, un subscribe. Interacțiunea cu voi chiar mă ajută foarte mult. Nu uitați să vă uitați și la grupul de pe Facebook. Și acum hai să trecem mai departe la următoarea zodie. La nativii din Vărsător, cei care aveți ascendentul, luna natală sau o aglomerare de planete în Vărsător. Wow, pentru voi a ieșit 3-ul de bâte. Pentru Vărsător se întrevăd rezultatele efortului depus în trecut. E posibil să vă contacteze oameni din străinătate sau oameni aflați la mare distanță de voi. Dacă se va întâmpla acest lucru pentru Vărsători, va fi o comunicare foarte înflăcărată, foarte pasională, cu foarte mult potențial. Dacă Vărsătorii trebuie să rezolve o problemă, să dea o soluție la ceva săptămâna aceasta, dacă aveți în minte o întrebare cu răspuns da, nu, ei, răspunsul nu este nici da, nici nu, răspunsul se află la mijloc, în toate zonele de gri între alb și negru, și Vărsătorii cu ingeniozitatea lor, cu mintea lor ascuțită săptămâna aceasta au toate șansele să găsească o soluție foarte inventivă, inovativă, originală pe care doar mintea unui Vărsător poate să o născocească pentru o problemă veche, pentru o problemă grea, pentru o problemă cu care familia voastră, prietenii voștri sau echipa voastră la locul de muncă se confrunta de multă vreme. Mare atenție pentru Vărsători săptămâna aceasta, atunci când sunteți tentați să o luați pe calea extremismului, fie prea mult într-o direcție sau în alta, aduceți-vă aminte să luați calea de mijloc, să vă recentrați și să vedeți ambele variante, ambele opinii, ambele idei, chiar dacă aparent sunt contradictorii, pentru că voi, cu mintea voastră ageră și ascuțită, veți reuși să găsiți metoda de mijloc care să îmbine aceste idei divergente. Hai să scoatem și o carte de clarificare, să vedem pentru Vărsători în ce domeniu de viață al existenței voastre se aplică această interpretare. Avem aici pajul de săbii. Probabil ceva legat de comunicare sau, dacă e la locul de muncă, de oameni tineri din echipa voastră, va trebui să-i ghidați, să-i ajutați, să-i consiliați. E posibil să fiți chemați în poziție de moderator sau de, n-aș zice chiar judecător, dar de persoană care încearcă să medieze anumite dispute. Pentru că aici pajul acesta de săbii este o persoană foarte agresivă din punct de vedere verbal, o persoană care vrea neapărat să aibă ultimul cuvânt, vrea ca ideile sale, conceptele sale, modul său de gândire, de exprimare să fie
aprobat, validat și acceptat de societate. Acest paș de slăbi poate să fie oricine, poate să fie un membru din familie sau mai mulți membri din familie, poate să fie partenerul, partenera voastră de viață, poate să fie cineva de la lucru sau chiar și pe stradă în viața de zi cu zi, dar puteți să întâlniți acești oameni mai agresivi, mai agitați, nu neapărat agresivi, poate doar agitați sau înflăcărați pasional, dar și cu tendințe de încăpățânare, de extremism, de a vedea lucrurile doar în alb și negru. Și voi, săptămâna aceasta, veți fi acest judecător, această persoană extrem de calmă, de echilibrată, care readuce lucrurile în centru, în echilibru. Pentru vărsător, săptămâna aceasta nu va fi yin-yang, nu va fi ca și simbolul budist cu alb și negru, va fi totul în nuanțe de gri. Săptămână foarte interesantă pentru vărsători. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Dacă v-a plăcut mesajul meu, interpretarea mea, lăsați-mi și un like, un share, un subscribe. Interacțiunea cu voi chiar îmi face foarte mult bine, mă motivează foarte mult. Nu uitați să vă uitați și pe grupul de Facebook. Până săptămâna viitoare vă doresc să aveți parte numai de experiențe plăcute. Și acum hai să trecem la următoarea zodie pentru nativii din Pești, cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de planete în Pești. Pentru voi a apărut aici regele de cupe. Wow! Peștii săptămâna aceasta fie sunt sau întâlnesc o persoană extrem de înțeleaptă, de echilibrată, poate de ce nu acel vărsător de care spuneam mai devreme, dar la fel de bine este posibil ca peștii, mai ales dacă aveți și anumite plasamente importante în vărsător, voi să fiți această persoană. Eu interpretez regele de cupe ca și arhetipul regelui Solomon, da? Persoană extrem de înțeleaptă, extrem de calmă, de calculată, care atunci când dă un sfat nu îl dă doar analitic, doar mental, ci găsește și metaforele, găsește și varianta de a îmbina sufletul și sentimentul în mesajul foarte clar și rațional și echilibrat pe care îl dă. De la pești se cere săptămâna aceasta să fiți ca aceste bule de aer care chiar și în oceanul cel mai turbulent reușesc să găsească calea lor către suprafață și să ajungă la un nivel de calm, de echilibru. Vi se cere săptămâna aceasta să vă controlați emoțiile, să nu vă lăsați controlați de ele, ci voi să fiți cei care controlează emoțiile, emotivitatea și sentimentele voastre. Vi se cere ca atunci când treceți prin momente critice în această săptămână să vă detașați de reacțiile impulsive, emoționale, care pe de o parte ar fi normale în situația respectivă, e de la voi se cere un grad mai ridicat de maturitate. Și cum puteți să faceți asta? Păi uite, aici aveți șaptele de săbi, dacă vă ascultați instinctele, dacă aveți încredere în voi înșivă. Nu vă lăsați trigăruiți, nu vă lăsați declanșați de persoane negativiste, de persoane care exagerează anumite lucruri doar de dragul poveștii, pentru că e mai dramatică și mai interesantă povestea atunci când exagerează anumite detalii. La fel ca și vărsătorii, trebuie să găsiți acea cale de mijloc. Pentru voi, această cale de mijloc este mult mai strâns legată de viața voastră sentimentală, emoțională și cum se îmbină și se complementează cu partea voastră intelectuală și cerebrală. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru nativii din Pești pentru săptămâna 7-13 decembrie 2020. Pentru voi avem aici regele de monede, da? Dacă reușiți să vă controlați emoțiile, veți atinge o stabilitate mult mai mare financiară. Mai ales dacă aceste situații declanșatoare, să zicem, aceste situații critice care riscă să scoată de la voi anumite reacții care nu sunt tocmai echilibrate, apar la locul de muncă, dar mai ales în acest caz este foarte important să dați dovadă de stabilitate și de echilibru și de înțelepciune. De ce? Pentru că nu știți niciodată cine se uită la voi, cine vă urmărește, cine vă ia în considerare la momentul respectiv pentru promovare, pentru o mărire de salar, pentru un proiect nou, să spunem. O parte dintre pești pot săptămâna aceasta să beneficieze de ajutor de la persoane aflate în poziții de conducere,
Iar o altă categorie de pești, săptămâna aceasta vor afla că sunt promovați sau că primesc o mărire de salar. O săptămână foarte frumoasă pentru pești. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Dacă v-a plăcut interpretarea mea, nu uitați să dați un like la acest video, să îl trimiteți mai departe prietenilor voștri și ne vedem pe grupul de Facebook. Până săptămâna viitoare vă urez toate cele bune. Hai să trecem mai departe la Zodia Berbec, pentru cei care aveți ascendentul sau luna natală în Berbec. Wow! Pajul de monede. Pentru Berbeci săptămâna aceasta orice nou început este posibil. Vreți să găsiți o nouă sursă de venit? Ascultați-vă instinctul. Vreți să slăbiți câteva kilograme, nu știți ce dietă să faceți, ascultați-vă instinctul. Vă simțiți blocați în casă, nu mai suportați toată această autoizolare și vă gândiți serios la a muta mobila, la a rearanja puțin decorul intern, ascultați-vă instinctul, e o idee foarte bună. Berbecii săptămâna aceasta au un reînceput, o renaștere, un moment în care poate să șteargă totul cu buretele și să o ia de la zero, pentru că această stabilitate, această carte, pajul de monede, le dă foarte mari șanse de a duce lucrurile la bun sfârșit și de a realiza ceva foarte stabil pentru viața lor, pentru evoluția lor, indiferent de domeniul de viață în care se aplică pentru voi, că e în dragoste, că e la locul de muncă, că e în sănătate, că e în relația cu părinții, cu copiii, cu prietenii. Orice ar fi, orice hotărăsc berbecii să inițieze săptămâna aceasta, va fi o reluare de la zero, da? Va fi un start fresh de la nivelul de bază, vor avea mult de muncă, dar le va aduce foarte multă stabilitate și foarte multă împlinire. Dacă vreți să începeți un job nou, probabil că o să intrați pe poziție entry level, dar aveți șanse să ajungeți până în top. Dacă începeți un hobby nou, aveți șanse să puteți la un moment dat să faceți bani din acest hobby, dar trebuie să ajungeți la un nivel de perfecționare în hobby-ul respectiv. Orice începeți săptămâna aceasta, foarte mari șanse de izbândă. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru nativii din Berbec pentru săptămâna 7-13 decembrie 2020. Pentru Berbeci avem 8-ul de monede, da? Exact ce vă spuneam. O să fie un nou început care vă promite foarte multă răsplată, foarte multă împlinire, atât în plan personal cât și profesional, dar va trebui să munciți din greu la această nouă traiectorie, la această nouă cale în viața voastră. Săptămână interesantă pentru berbeci, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Dacă vă plac interpretările mele, lăsați-mi și un like, dați share ca și prietenii voștri să vadă aceste videouri. Ne vedem pe grupul de Facebook. Până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune. Hai să mergem mai departe la nativii din Taur, pentru cei care aveți ascendentul sau luna natală în Taur. Wow, pentru voi a apărut aici pajul de cupe, un nou început emoțional. Un nou început sentimental în viața voastră. Cred că Uranus în zodia voastră chiar v-a dat peste cap în toate planurile. Și partea interesantă este că mai are încă vreo 5 ani de tranzitat acolo prin zodia voastră, iar începând cu anul următor o să facă niște aspecte foarte tensionate de cuadratură cu Jupiter și Saturn în Vărsător. Ne așteaptă vremuri interesante pe toți, nu doar pe Taur, dar pe toți. Pentru acei tauri care au fost trădați în lucruri legate de dragoste, într-o relație, poate nu neapărat într-o relație de dragoste, chiar și într-o relație de prietenie, de ce nu, sau poate într-un parteneriat de afaceri în care voi ați investit nu doar timp și bani, ci și v-ați investit emoțional, adică chiar credeați în proiectul respectiv. Pentru toți taurii care au fost trădați în orice domeniu de viață, săptămâna aceasta este foarte important să vă readuceți aminte că urmarea instinctelor și ascultarea inimii voastre nu înseamnă să renunțați la gândirea critică, la gândirea analitică. Ca să puteți să fiți cu adevărat fericiți, cu adevărat împliniți, va trebui să găsiți calea de mijloc și să îmbinați atât ce vă spune sufletul cât și ce vă spune mintea. Cele două lucruri nu sunt contradictorii. Sufletul și mintea sunt contradictorii doar pentru acele persoane care nu sunt echilibrate, care se află într-un dezechilibru, într-o
disarmonie cu eul lor interior. Persoanele care sunt în armonie cu ei înșiși, cu Universul, cu Dumnezeu, persoanele care sunt în echilibru, care sunt pe traiectoria corectă pentru viața lor, pentru evoluția lor în această viață, vor primi exact aceleași mesaje și de la inimă și de la minte. Iar challenge-ul pentru Taur săptămâna aceasta este să găsească acest echilibru între suflet și minte, între intelect și emoțional. Doar pentru că ați fost răniți sau trădați în trecut, nu înseamnă că aceste lucruri trebuie neapărat să se repete și în viitor. Este în puterea voastră, este în mâinile voastre dacă veți lăsa ca aceste lucruri să vi se repete și în viitor. Cum se află în puterea voastră? Foarte simplu. Prin oamenii pe care îi acceptați în jurul vostru, prin felul în care îi lăsați pe oamenii din jurul vostru să vă trateze, să vă vorbească, să se poarte cu voi. Vreți respect? Trebuie să-l cereți în primul rând. Hai să vedem și o carte de clarificare pentru nativii din Taur pentru săptămâna 7-13 decembrie 2020. La ce se referă toate aceste energii pentru Tauri? Pajul de săbii, wow, aceeași carte care a ieșit și la Vărsători. Taurii, vă pregătiți deja pentru cuadratura dintre zodia voastră și Vărsători, dintre Uranus, Saturn și Jupiter, care va avea loc anul viitor? Fiți foarte atenți la evenimentele care se întâmplă în viața voastră anul acesta, în săptămâna aceasta mai ales, la interacțiunea care aveți cu o persoană din zodiile de aer, gemeni, balanță, dar mai ales vărsător, pentru că aceste elemente, aceste topicuri, aceste teme e posibil să se reia la anul când vom avea într-adevăr cuadraturile Uranus-Saturn și Uranus-Jupiter. Pentru o parte dintre Tauri care nu au nimic de împărțit cu un vărsător, cu cineva din gemeni sau balanță, această dualitate, această luptă este la interior, da? Între pajul vostru de cupe și pajul vostru de săbi, între emoții și intelect, între inimă și minte, între ce vă doriți și ce gândiți că este ok să vă doriți. Interesant pentru Taur, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această energie. Dacă v-a plăcut interpretarea mea, lăsați-mi un like, dați share mai departe ca și prietenii voștri să vadă aceste videouri. Până săptămâna viitoare ne vedem și pe grupul de Facebook și vă doresc o săptămână minunată. Și acum hai să trecem mai departe la nativii din Zodia Gemeni, pentru cei care aveți ascendentul sau luna natală în Gemeni. Pentru voi a apărut Carul sau Fetonul, cartea care reprezintă zodia racului. Ce aveți de împărțit cu racii, dragii mei gemeni? O parte dintre gemeni poate doar trebuie să învețe de la un nativ din rac cum să-și asculte instinctul, da? Pentru că racii, fiind o zodie guvernată de lună, sunt mult mai conectați cu partea lor sentimentală, cu partea lor emoțională, da? Cu tot ce se întâmplă în lumea lor lăuntrică. În schimb, gemenii, fiind o zodie guvernată de Mercur, sunt mult mai mercurieni, da, cum le spune și numele, sunt mult mai analitici, mai activi în plan mental. Ei, cred că săptămâna aceasta o parte dintre gemeni vor trebui să găsească metode prin care să mai oprească tot zumzetul ăsta mental care se întâmplă în capul lor, în interiorul lor și să se conecteze mult mai adânc și mult mai concret cu cerințele sufletului și a inimilor. Cum puteți să faceți asta? Păi, prin diferite tehnici, prin meditare, prin rugăciune, prin comuniunea cu natura, da, petreceți timp în natură, lângă apă, mai ales lângă ape curgătoare, umblați desculți în iarbă, mai ales dimineața când e încă brumă sau rouă în iarbă. Faceți dușuri cât mai des, de 2-3 ori pe zi, da? Pentru că și apa este o metodă de echilibrare a chakrelor și a energiilor. Puteți chiar să faceți băi de sare la picioare, da? În fiecare seară. Sau pur și simplu să petreceți timp cu animale de companie. Și acest lucru ajută foarte mult. Pentru altă parte dintre gemeni, săptămâna aceasta se pune accent pe casa a doua astrologică, care la voi este guvernată de zodia rac, da? Pe tot ce ține de acele lucruri care vă dau siguranță, care vă dau confort, pe banii câștigați din muncă proprie, lucrurile pe care le dețineți fizic, dar și pe aspecte legate de mâncare și de alimentație. Da, hai să scoatem o carte de clarificare pentru nativii din zodia Gemeni pentru săptămâna 7-13 decembrie 2020.
O să scoatem o carte din mijlocul pachetului. 8 de săbi. Ok. Pentru Gemeni, aceeași carte de clarificare care a ieșit și pentru Capricorni. Capricornul fiind zodia aflată exact la polul opus față de Rac. Deci Gemenii s-ar putea să aveți ceva de împărțit ori cu un Rac, ori cu un Capricorn, poate cu o persoană care are plasamente atât în Rac și Capricorn, sau poate chiar cu două persoane, da, un Rac și un Capricorn, două persoane distincte. Pentru o mică parte dintre Gemeni, săptămâna aceasta vor reieși în discuție teme legate de resursele financiare ale partenerului, de taxe, de impozite, credite, finanțe, moșteniri, lucruri care țin de alte persoane, da, lucrurile fizice, bunurile materiale pe care le dețin alte persoane. Atunci când aveți impresia că sunteți trași pe sfoară, că lucrurile nu se împart corect, că nu se împart echitabil, ascultați-vă instinctul. Și instinctul, atenție, nu înseamnă doar mentalul, da? Înseamnă exact ceea ce spuneam la începutul acestei interpretări pentru voi. Înseamnă această combinare dintre minte și suflet. Acolo veți găsi adevărul adevărat pentru voi. Interpretare foarte interesantă și pentru Gemeni, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această citire. Dacă v-a plăcut interpretarea mea, dați și un like la video, puteți să dați și share, astfel încât și prietenii voștri să beneficieze de aceste videouri. Până săptămâna viitoare ne vedem pe grupul de Facebook și vă doresc numai lucruri bune. Hai să mergem mai departe la nativii din Rac, pentru cei care aveți luna natală, ascendentul sau orice altă aglomerare de planete în Rac. Pentru v-a ieșit în nouăle de bâte. Racii își impun săptămâna aceasta bariere pentru a-și proteja sufletul. Vă autoizolați sau vă îndepărtați de anumiți oameni, da? Nu-i lăsați să se apropie de voi, poate fizic, poate metaforic, pentru că încercați să vă protejați. Sfatul pentru Raci săptămâna aceasta este să nu uitați să vă distrați, să fiți jucăuși, să fiți pasional, să vă placă lucrurile pe care le faceți, mediile în care vă învârtiți, oamenii de care sunteți înconjurați, da? E foarte important să păstrați acest entuziasm viu în viața voastră, pentru că vă va ajuta foarte mult, mai ales în această săptămână. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru nativii din Rac, pentru săptămâna 7-13 decembrie 2020. Hai să vedem la ce se pot aștepta raci în această săptămână. Treiul de săbii. O parte dintre raci ați fost răniți sentimental, ați fost trădați și poate tocmai de aceea vă ridicați aceste ziduri fizice sau metaforice în jurul vostru. Iar mesajul săptămânii este că inima aceasta zdrobită, inima aceasta care a fost împunsă aici de trei cuțite, nu va fi reparată, nu va fi vindecată prin izolare, ci dimpotrivă va fi reparată și vindecată doar atunci când își va regăsi entuziasmul, când își va regăsi motivul pentru a trăi, pentru a trece mai departe, pentru a acționa, pentru a simți complet și pe de-a-ntregul. Și aici o să vă dau un citat din Shakespeare: "It is better to have loved and lost than never to have loved at all," da? E mai bine să fii iubit și să fii pierdut decât să nu fii iubit niciodată. Știu că e greu să rezonați cu acest mesaj acum, în acest moment în care voi simțiți din plin această trădare, această durere, dar cu timpul, pentru că timpul este singurul lucru care ne poate da perspectivă, care ne poate oferi această detașare, veți observa, o vă dați seama că mesajul meu este într-adevăr valid și că am avut dreptate. Cum vă protejați cel mai simplu de această situație pe viitor? Vă ascultați instinctul, vă ascultați nu doar inima, ci și creierul, da? Faceți combinația dintre cele două. Dacă la Gemeni mesajul era să nu-și asculte doar creierul, ci și inima, la Raci este fix pe dos. Nu vă ascultați doar inima, ascultați și ce vă spune mintea. Mesaj interesant pentru nativii din Rac, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Dacă v-a plăcut interpretarea mea, nu uitați să-mi dați un like la acest video și să-i dați share mai departe ca să vadă și prietenii voștri. Până săptămâna viitoare ne vedem și pe grupul de pe Facebook și vă doresc
toate cele bune și să vedem pentru nativii din Leu, cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de planete în Leu. 10-le de bâte, progresia normală de la raci, da? De la 9-le de bâte trecem la 10-le de bâte. Leii sunt obosiți, extenuați, au ajuns aproape la capătul puterilor, dar mesajul acestei săptămâni este să nu renunțați, pentru că sunteți foarte aproape, sunteți foarte aproape de finish line, da? Sfârșitul, recompensa, rezultatul muncii voastre este foarte aproape, după următorul colț, după următoarea curbă. Nu renunțați acum, pentru că ați depus aici foarte mult efort și sunteți foarte aproape de a culege recompensele efortului vostru. Ești pe ultima 100 de metri, ești foarte aproape de vârful muntelui și acum, de-abia acum, începe partea cea mai abruptă, cea mai grea, da? Ultimul task, ultima 100 de metri, momentul în care trebuie să dai tot ce ai mai bun în tine și vei fi recompensat, mai ales după 21 decembrie, odată ce Jupiter și Saturn împreună luați de mânuță ca doi copii care merg spre grădiniță, da? Intră împreună în zodia vărsătorului, da, în zodia de vis-a-vis de tine. Ai răbdare și dă-i bătaie, hai că poți să o faci, poți să o duci la capăt, mai ales acum pe ultima 100 de metri nu poți să renunți. Hai să scoatem și o carte de clarificare. Pentru lei, clarificarea este exact cartea de la rădăcina săptămânii, 7-le de săbi, da, asta mi-arată că este o săptămână foarte importantă pentru lei, este o săptămână în care riscați să vă furați singur căciula, să vă puneți singur pietre în cală, să vă puneți singur piedică. Nu faceți asta, eu nu o să vă las să renunțați, nu renunțați. Dă-i bătaie, dă-i bătaie, hai că poți, mai ai puțin și ajungi la final. Aveți încredere în voi, ascultați-vă instinctele și nu renunțați leilor. Nu vă dați bătuți. Demonstrați-le tuturor că într-adevăr vă meritați denumirea de regele junglei. Hai că puteți! Săptămâna interesantă pentru lei, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Dacă v-a plăcut interpretarea mea, dați un like la acest video, puteți să dați și share mai departe ca și prietenii voștri să beneficieze de aceste etalări de tarot. Nu uitați să vă uitați și la grupul de pe Facebook. Până săptămâna viitoare vă doresc tot binele din lume și hai să mergem mai departe pentru nativii din Fecioară, cei care aveți luna natală, ascendentul sau aglomerare de planete în Fecioară. Pentru voi a apărut aici regina de bâte. Pentru Fecioare ca și pentru Gemeni, da, pentru că și Fecioarele sunt guvernate tot de Mercur, ca și zodia Gemenilor, vi se cere exact același lucru, să nu vă ascultați doar mintea, să învățați să vă ascultați și sufletul, să învățați să vă urmați și nevoile pasionale ale ființei voastre. Pentru că săptămâna aceasta, dacă dați frâul liber acestor impulsuri, dacă vă ascultați chemarea inimii, o să creați ceva cu adevărat minunat. Și asta poate să fie în orice plan, poate pur și simplu simțiți nevoia să faceți o schimbare de look. Orice schimbare de look pe care o să facă Fecioarele în această săptămână, o să vă facă să fiți mai sexy, mai încrezătoare, mai atractive, mai magnetice pentru oamenii din jurul vostru. Poate vreți să faceți o schimbare într-un proiect la care lucrați. Pur și simplu voi simțiți că opțiunea pe care ați lucrat până acum nu e ok, nu e cea mai bună variantă. Și așa, de pe zi pe alta, faceți o noapte albă, lucrați foarte mult, foarte intens la acest proiect și rezultatul cu care o să veniți, propunerea cu care o să veniți, efectiv o să-i dea pe spate pe șefii voștri. Poate vreți să schimbați ceva în relația cu copiii sau cu prietenii voștri, cu familia voastră, pentru că efectiv simțiți că modul vostru de relaționare cu acești oameni care sunt importanți pentru voi nu e suficient pentru voi, nu vă satisface pe deplin nevoile sufletului. Aceste schimbări vor fi foarte benefice pentru că vor pune bazele unei relații mult mai solide, mult mai durabile între voi și acești oameni importanți din viața voastră. Faceți schimbările pe care simțiți că trebuie neapărat să le faceți la acest moment al vieții voastre, pentru că vă vor duce într-o direcție mult mai pozitivă în viața voastră. O altă parte dintre Fecioare e posibil să întâlnească în această săptămână, da, genul acesta de persoană care înglobează toate aceste elemente pozitive pe care vi le-am descris și
tocmai interacțiunea cu această persoană foarte carismatică, foarte energetică și creativă să vă motiveze și pe voi să faceți anumite schimbări în viața voastră. Hai să scoatem și o carte de clarificare pentru nativii din Fecioară pentru săptămâna 7-13 decembrie 2020. Soarele. Da, încă o carte solară, o carte focoasă. Am impresia că o parte dintre Fecioare o să aveți niște interacțiuni fie cu o persoană din zodia Leu sau din orice zodie de foc, poate să fie și un berbec sau un săgetător. Dacă aveți de-a face cu un leu săptămâna aceasta, puteți să-i încurajați, puteți să fiți voi această persoană care motivează pe cineva din zodia leu să ducă lucrurile la bun sfârșit. Dacă întâlniți un săgetător, mai ales în plan emoțional, în plan sentimental, sunt șanse foarte mari de reușită, da? De o relație foarte reușită aici între un nativ din zodia fecioară și un nativ din săgetător. Iar dacă aveți de-a face cu cineva din zodia berbec, sunt șanse foarte mari de succes financiar în orice proiect, în orice afacere începută săptămâna aceasta de o fecioară în colaborare cu un berbec. În general, toate fecioarele ar trebui săptămâna aceasta să încerce să se reconecteze cu copilul lor interior, cu lucrurile care îi fac fericiți, motivați, creativi. Iar dacă aveți copii, încercați să petreceți mai mult timp alături de aceștia pentru că vă vor da o perspectivă nouă, fresh asupra vieții și vă vor ajuta să treceți peste anumite blocaje. O săptămână interesantă pentru nativii din Fecioară. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Dacă vă plac interpretările mele, nu uitați să dați un like la acest video, dați share mai departe ca să beneficieze și alți oameni de interpretările mele. Uitați-vă și la grupul de Facebook, sunt lucruri foarte interesante acolo. Și acum, hai să trecem mai departe la nativii din zodia Balanță, pentru cei care aveți ascendentul sau luna natală în Balanță. Pentru voi a ieșit doiul de monede. Oscilați, ezitați, nu știți ce să faceți. Răspunsul, ascultați-vă instinctul. Pentru acele balanțe care se simt blocate, pentru acele balanțe care se simt blocate, care simt că nu mai poate să facă nicio mișcare, că sunt cumva aprinse într-un colț, e foarte important săptămâna aceasta să vă redescoperiți puterea și să vă dați seama că realitatea vă creați singuri. Este în mâinile voastre să faceți schimbările pe care le considerați necesare în viața voastră. Nu vă plac anumiți oameni? Nu mai interacționați cu ei. Nu vă plac anumite locuri, nu mai mergeți în acele locuri. Nu vă mai place jobul vostru, căutați-vă alt job. Nu vă mai place partenerul vostru, căutați-vă alt partener. Nu vă mai place casa voastră, remodelați-o, rearanjați-o. Efectiv, este în mâinile voastre să vă creați realitatea pe care vă doriți. Săptămâna aceasta, balanțele trebuie să-și redescopere puterea interioară, trebuie să-și asculte instinctele, și nu doar să-și le asculte, ci să și acționeze, să facă ceva în această direcție. Pentru că dacă continuați în această energie de ezitare, de multitasking, da, în care vă tot împărțiți energia între doi poli opuși care vă trag unul într-o parte, unul în alta, o să ajungeți la capătul puterilor. Dacă vă tot lăsați trași așa în două direcții opuse, la un moment dat firul o să se rupă, o să cedați, nu o să puteți să o duceți la nesfârșit în această energie de ezitare. La un moment dat o să trească să luați o decizie. Hai să scoatem o carte de clarificare pentru nativii din zodia Balanță pentru săptămâna 7-13 decembrie 2020. Soarele. Aceeași carte care a ieșit și la nativii din Fecioară. Parte dintre balanțe, mai ales dacă au ceva de-a face cu un nativ din zodia Leu, e posibil să simtă presiunea pe care o simt și leii în această săptămână asupra lor sau să se simtă trădați, furați, cumva jecmăniți, da, de acest nativ din zodia Leu. Dacă aveți de-a face cu cineva din zodia Fecioară, uitați-vă foarte atent la mișcările pe care le face Fecioara în viața sa săptămâna aceasta. Inspirați-vă din focul, pasiunea și capacitatea fecioarelor de a își modela efectiv lumea exterioară așa cum își doresc ei să o facă.
Dacă aveți copii, săptămâna aceasta vi se cere să petreceți mai mult timp în familie, dar alături de copii, alături de cei dragi. Dacă cumva această polaritate era între viața voastră profesională și viața voastră personală, săptămâna aceasta ar fi bine să puneți accentul pe viața personală, pentru că aici este nevoie de atenția și de energia voastră. O energie interesantă. Lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi. Dacă v-a plăcut interpretarea mea, nu uitați să-mi dați un like la video, să dați share mai departe ca să vadă și prietenii voștri aceste interpretări. Uitați-vă și la grupul de Facebook, cu siguranță o să găsiți acolo lucruri interesante care să vă facă zilele mai ușoare în decursul acestei săptămâni. Vă doresc o săptămână minunată și hai să trecem mai departe la ultima zodie din această etalare, la Scorpioni. Pentru voi a apărut aici Magicianul, cartea care reprezintă planeta Mercur. Scorpionii săptămâna aceasta au la dispoziție toate uneltele necesare ca să facă orice schimbare vor ei în viața lor. Scorpionii poate să facă orice vor ei. Aveți la îndemână toate uneltele necesare. Nu ratați acest potențial, nu ratați această energie. Mare atenție pentru acei scorpioni care săptămâna aceasta întâlniți o persoană care vrea neapărat să vă vândă ceva, o idee, un proiect, un concept, pentru că s-ar putea ca acea persoană să fie un șarlatan, da? Și ce trebuie să faceți în aceste condiții? Să vă ascultați instinctul. Scorpionii pot să beneficieze săptămâna aceasta de ajutor de la o persoană dintr-o zodie cardinală, din berbec, rac, balanță sau capricorn, mai ales dacă vreți să faceți anumite schimbări în viața voastră. Fie că vă căutați un job nou sau vă căutați o locuință nouă sau un medic nou, de ce nu, da? Orice schimbare vreți să faceți în această săptămână, dacă reușiți să găsiți această persoană, acest specialist, acest partener care să vă ducă în această nouă direcție dintr-una din zodiile menționate mai devreme, ar fi foarte bine pentru voi, foarte benefic pentru voi. De asemenea, benefic pentru scorpioni în această săptămână ar fi scorțișoara, consumată în orice formă, ca pudră pusă în mâncare sau ca bețe de scorțișoară, dar puteți să vă îndulciți ceaiul cu scorțișoară în loc de zahăr. Puteți doar puneți un băț de scorțișoară în ceaiul vostru, lăsați acolo să stea la macerat și va fi ceaiul la fel de dulce ca și când ați pune miere sau zahăr. Și esențele de scorțișoară poate să vă ajute, bineînțeles, mare atenție, dacă vreți să consumați scorțișoară, să nu contravină cu un tratament sau cu anumite afecțiuni de sănătate pe care le aveți. Bun, hai să scoatem cartea de clarificare. Pentru scorpioni, justiția, cartea care reprezintă zodia balanță, da, exact ce spuneam mai devreme de această conexiune sau acest suport pe care puteți să-l primiți de la o persoană din zodiile cardinale, se pare că mai ales de la balanțe, da? Mai ales balanțele s-ar putea să vă susțină săptămâna aceasta, să vă ajute să obțineți dreptate, să obțineți un verdict în favoarea voastră sau voi puteți să ajutați o balanță ca să împartă dreptatea, să readucă echilibrul în univers. Săptămână interesantă și pentru scorpion, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like la video, să dați share mai departe ca să se bucure și prietenii voștri de aceste mesaje, da, de aceste etalări de tarot. Și înainte să finalizăm cu videoul pentru azi, hai să scoatem și o carte din aceste mesaje. Puterea gândului, cărți oracol de Louise Hay. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să căutați și pe Facebook grupul pe care tocmai l-am pornit, da? Astrologie, oracol, tarot, România. Acolo o să pun lucruri foarte interesante pentru toată lumea, care să ne facă zilele mai frumoase, să ne ajute să descoperim lucruri noi despre noi, despre cei din jurul nostru. După cum ziceam și la începutul videoului, dacă aveți nevoie de o etalare personalizată, până la sfârșitul anului fac
etalările absolut gratis, fără niciun cost, nu mai mult de una pe zi, pentru că atât îmi permite energia și timpul. Puteți să îmi scrieți pe Facebook sau și aici pe YouTube, dar e mai simplu pe Facebook, pentru că acolo comunicarea se face cumva mai individual. Aici pe Facebook putem doar prin comentarii, aici pe YouTube putem doar prin comentarii să comunicăm, da, și lucrurile nu sunt atât de personale, să spunem. Bun, și hai să scoatem mesajul pentru această săptămână. Libertatea este dreptul meu divin. Sunt liber sau liberă să gândesc minunat. Mă îndrept spre libertate, depășind limitările din trecut. Devin acum tot ceea ce am fost destinată să fiu. Un mesaj foarte frumos pentru această săptămână, care merge perfect cu cartea care am avut-o la rădăcina săptămânii, da? Cu acel 7 de săbi. Nu lăsați ca oamenii toxici din viața voastră să vă fure energia, să vă fure fericirea sau chiar lucrurile materiale, de ce nu, da? Asumați-vă deciziile pe care le faceți, asumați-vă faptul că aveți liberul arbitru și că deciziile voastre vă influențează direct viața. Până săptămâna viitoare, vă doresc tuturor să aveți o săptămână minunată, aveți grijă de voi, vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, pa, pa!